Începând cu mijlocul secolului al XVIII-lea, s-a abătut încetul cu încetul o teribilă boală peste civilizație. 17 secole de aspirații creștine, mereu dezamăgite, 5 secole de aspirații păgâne, mereu amânate, catolicismul dând faliment ca doctrină creștină, renașterea dând faliment ca păgânism. Reforma dând faliment ca fenomen universal. Dezastrul tuturor celor visate, rușinea de a vedea cât de puțin s-a reușit, mizeria de a trăi o viață nedemnă să fie împărțită cu ceilalți și această neviață a celorlalți pe care ei nu o pot în mod decent împărți cu noi. Toate acestea s-au abătut peste sufletele noastre și le-au otrăvit. Iar spiritul ne-a fost invadat de oroarea de a acționa, care nu putea să fie decât josnică într-o societate josnică. Activitatea superioară a sufletului a început să piară. A rămas constantă doar activitatea inferioară, cea viguroasă. Odată, cea dintâi devenită inertă, cea de-a doua și-a asumat regența lumii. Astfel, s-au născut o literatură și o artă alcătuite din elemente secundare ale gândirii, romantismul, și o viață socială compusă din elemente secundare ale activității, democrația modernă. Spiritele născute să comande nu aveau de ales decât să se abțină. Spiritele născute să se creeze într-o societate în care forțele creatoare erau sortite eșecului, nu mai găseau de fapt alt univers plastic, modelabil după voia lor, decât în lumea socială a visurilor lor și chiar în sterilitatea introspectivă a sufletului. Îi numim romantici deopotrivă pe cei mari care au eșuat, cât și pe cei mici care au ieșit în evidență. De fapt, ei nu se aseamănă decât prin sentimentalitatea lor evidentă. Doar că la unii sentimentalitatea desemnează imposibilitatea de a te folosi activ de inteligență, în timp ce la alții desemnează chiar absența inteligenței. Sunt fructe ale aceleiași epoci, Chateaubriand și Hugo, Vigny și Michelet. Însă, Chateaubriand este un suflet mare care se micșorează, iar Hugo este un suflet mediocru pe care îl umflă din ce în ce mai mult vântul timpului. Vigny este un geniu care a trebuit să o ia la fugă, iar Michelet o femeie care s-a văzut obligată să devină bărbat de geniu. Amândouă aceste tendințe se găsesc la tatăl comun al tuturor, Jean-Jacques Rousseau. El avea o inteligență de creator și o sensibilitate de sclav. Le-a afirmat pe amândouă cu aceeași forță. Însă, sensibilitatea lui socială i-a înveninat teoriile pe care inteligența lui se străduise să le expună cu claritate. Toată inteligența nu l-a ajutat decât să-și geamă rușinea de a trebui să coexiste cu astfel de sensibilitate. Jean-Jacques Rousseau este omul modern, însă mai complet decât oricare alt om modern. Chiar din stăbiciunile care îl condamnaseră la eșec, spre nefericirea lui și a noastră, el a știut să extragă acele forțe care l-au făcut să triumfe. Ceea ce a trimis el să-l premeargă și a învins, dar atunci când el și-a făcut intrarea în cetate, pe stindardele victoriei lui se vedea scris cuvântul înfrângere. Și au rămas în urma lui, incapabile de efortul de a învinge, coroanele și sceptrele, fala de a ști să comanzi și gloria de a învinge prin destin interior. Lumea în care ne-am născut suferă de un secol și jumătate de renunțare și violență. Renunțare din partea ființelor superioare și violență din partea celor inferioare, care constituie victoria lor. Nici o calitate superioară nu se poate afirma în lumea modernă, fie că e vorba de acțiune sau de meditație, fie
fie că e vorba de sfera politică sau de cea speculativă. Declinul influenței aristocratice a creat o atmosferă de brutalitate și de indiferență față de arte, în care nicio sensibilitate fină nu își poate găsi refugiu. Doare din ce în ce mai mult contactul sufletului cu viața. Efortul este din ce în ce mai dureros, căci și condițiile exterioare ale acestui efort sunt din ce în ce mai odioase. Declinul ideilor clasice le-a permis tuturor să devină niște posibili artiști, deci artiști mediocri. Atunci când criteriul artei era o construcție solidă, un respect scrupulos al regulilor, puțin puteau îndrăzni să fie artiști, iar cei mai mulți dintre ei erau valoroși. Însă atunci când arta a încetat să mai fie considerată o creație, pentru a deveni o expresie a sentimentelor, oricine a putut deveni artist, fiindcă sentimente avem cu toții.